Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la ultimul grupaj informativ din această săptămână. Comuna Jarești a avut oaspeți de seamă, excelența sa, ambasadorul Italiei în România, dar și primarul localității Airola, au fost prezenți pentru a perfecta actele de înfrățire între cele două localități. Comuna Jarești a parcurge ultimele etape pentru înfrățirea cu localitatea italiană Airola, situată în provincia Benevento, în apropiere de Napoli. Ambasadorul Italiei la București, excelența sa, Diego Brazioli, și primarul localității Airola, Michele Napoletano, au fost prezenți ieri la Jarești pentru a semna declarația de acceptare a obiectivelor comune privind înfrățirea în cadrul unui eveniment organizat la Căminul Cultural din Comuna Vrânceană. Acțiunea s-a desfășurat în prezența oficialităților locale și județene. Mulțumesc mult pentru prezența de astăzi, în special tuturor invitaților, și aici vreau să menționez Consiliul Local care se află în prima linie și a oamenilor de afaceri, după care dumneavoastră, cetățenilor din Comuna Jariștea, care astăzi împreună cu mine asistăm la un moment și participăm la un moment important, și anume cunoașterea delegației din Italia, din città di Airola, provincia Benevento. Il villaggio fra noi e il comune di Jariștea nasce da una esigenza e una volontà di sviluppare ancora di più le due comunità, Airola e Jariștea. Normal că această idee de înfrățire a celor două comune se naște în vederea dezvoltării relațiilor dintre cele două localități. Io nella mia comunità ci sono 100 rumeni che vivono ad Airola. În comuna mea sunt 100 de români care locuiesc în... E quindi ho potuto... Sunt 100 de români care locuiesc în comuna la mine. Ho potuto constatare che sono persone che sono dedicate alla famiglia e al lavoro. Sunt persoane care dedicate familiei și muncii. E quindi questo ancora di più mi ha spinto per fare questo gemellaggio, quindi questo incontro fra il vostro sindaco e la mia comunità. Cunoscând această realitate, cunoscând acești români care locuiesc în comuna pe care o conduc, m-a purtat gândul de a face această împrăție. Le relazioni tra Italia e România sono davvero speciali. Forse non esistono in Europa due paesi che hanno dei legami così intensi e così profondi. Relațiile dintre Italia și România sunt la un nivel foarte înalt. Cred că nu există în Europa o relație atât de specială între două țări, așa cum sunt relațiile dintre Italia și România. În particular, când sunt două comunități, două zone così belle dei nostri rispettivi paesi. Un paese molto bello di una delle province più affascinanti del sud Italia e uno è un comune della zona della Francia che è così importante in particolare per l'agricoltura. In speciale che sono due comunità tanto speciali, așa cum este Airola din sudul Italiei și cum este Jariștea, un rol foarte important în agricultură. E foarte bine pentru dumneavoastră și dacă îi spuneți nu mai copii, gospodari, oameni care nu au mai fost plecați din țară, să meargă 50-100 de persoane într-o vizită, să vadă ce înseamnă agricultura în Italia, să vadă altceva și poate se întorc acasă și păiau o parte din exemplele de acolo. Și noi putem să dăm exemple. Am ocazia să fiu alături de dumneavoastră la un eveniment fericit, un eveniment care, pe lângă lucrurile bune pe care le aduce, este, din punctul meu de vedere, o formă de normalitate. Este normal ca într-o lume globalizată, cum spunea în discursul său, distinsul primar, într-o lume globalizată este important ca să avem relații cu alte comunități. Vreau însă să spun, și am să vorbesc prea mult, nu sunt un bun vorbitor, vreau însă să spun că acest moment va trebui să fie concretizat și fructificat. Să vă mulțumesc pentru invitație și ca de fiecare dată să vă spun că mă simt foarte bine și aceștia. Cătălina, ai făcut-o și pe asta, ai demonstrat că poți să treci și limitele granițelor țării atunci când îți propui ceva. Vreau să vă urez succes și aștept cu încredere următorii pași de concretizare și, în ultimul rând, de valorificare acestei înfrățiri. Suntem doar trei persoane aici, eu, domnul Cristea și domnul primar Cătălin Toma, care am participat la toate cele trei evenimente. Adică, la prima discuție pe care am avut-o pe timpul Festivalului Internațional al Viei și Vinului de la Poșani,
când domnul Marestris a fost invitat de către Consiliul Județean Vrancea și când mi-a spus că are un prieten foarte bun, pe domnul Michele Napoletano, primar tânăr și cu deschidere pentru România și pentru cu dorința de a se înfrăți cu o localitate din Vrancea. Mi-a spus că dorește să se înfrățească cu o localitate al cărui primar este la fel, tânăr și deschis pentru o colaborare cu Italia și cu o localitate din Italia. Am discutat atunci și m-am gândit imediat la Cătălin Toma, la primarul dumneavoastră, pe care îl apreciez foarte mult și îl respect din toate punctele de vedere, pentru tot ceea ce face, pentru ceea ce își propune să facă și pentru modul lui de a se comporta atât în relațiile cu noi, cât și în relația cu dumneavoastră. Oaspeții au vizitat o societate de panificație, dar și una care se ocupă cu vinificația. Primarul comunei Jariștea, Cătălin Toma, se va deplasa în Italia pentru semnarea declarației de înfrățire dintre cele două localități. Angajații Serviciului Public Comunitar și pentru evidența persoanelor Vrancea vin în sprijinul persoanelor care nu au acte de identitate sau a căror documente au expirat. În acest sens, stația mobilă organizează ample campanii de informare și punere în legalitate a vrâncenilor. Stația mobilă a pornit prin județ încă de la începutul lunii martie, când a demarat campania de informare și punere în legalitate a persoanelor fără acte de identitate sau cu documentele expirate. În cadrul acestei acțiuni participă funcționari publici din cadrul Serviciului Județean de Evidență a Persoanelor și din cadrul Serviciului Local de Evidență a Persoanelor din Adjud. Funcționarii s-au deplasat în localitățile unde populația majoritară este cea de etnie romă, dar și în localitățile greu accesibile. Serviciul public comunitar județean, precum și serviciul public comunitar local Arjud, au deplasat și deplasează în continuare stația mobilă la o serie de localități care sunt mai departe de serviciile publice comunitare, unde cunoaștem că cetățenii în acele zone au posibilități materiale mai mici. Și pentru a veni în sprijinul acesta, am deplasat stația mobilă. Oficialii Serviciului Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor spun că aceste campanii sunt foarte eficiente, cu atât mai mult cu cât s-a constatat că foarte mulți oameni în mediul rural se legitimează cu acte de identitate expirate, iar în cazul copiilor care au împlinit 14 ani, doar cu certificatul de naștere. Numai în localitatea Homocea, în cadrul acestei campanii, au fost puse în legalitate 142 de persoane. Colaborăm foarte bine cu posturile de poliție care mobilizează cetățenii, îi anunță, le spun ce documente trebuie să prezinte pentru a putea fi puși în legalitate și de fiecare dată când ne deplasăm în aceste localități, reușim să strângem mulți oameni care să-i punem în legalitate și majoritatea. Chiar ieri când au fost la Poiana Cristei. Deci m-am uitat pe acele documente. Erau numai cu documente expirate sau copii la 14 ani. Au fost câțiva copii la 14 ani. Cred că vreo 8-10 copii. Dar până la 70 erau numai cu documente expirate. Deci nu au fost, de obicei vin și cei care pierd cărțile de identitate, care le deteriorează, dar acum au venit numai cei care le-au expirat. Peste 16.000 de vrânceni nu au acte de identitate, iar în majoritatea cazurilor este vorba despre persoane de peste 60 de ani. Potrivit unui raport în acest sens, întocmit de Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor Vrancea, peste 1.000 de copii care au împlinit vârsta de 14 ani se legitimează doar cu certificatul de naștere.
conducerea Tribunalului Vrancea a organizat o nouă întâlnire, având ca temă noutățile legislative aduse de Codul Penal și cel de procedură penală, intrate în vigoare pe 1 februarie 2014. Discuțiile au vizat regimul răspunderii penale a minorului. La întâlnirea la care au participat și reprezentanții ai Serviciului de Probațiune și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, instituții cu atribuții în domeniu, au fost dezbătute probleme privind regimul de răspunderii penale a minorului, măsurile educative neprivative și privative de libertate, dar și procedura cauzelor cu infractori minori. Vicepreședintele Tribunalului Vrancea, Sândina Mariana Croitoru, a ținut să precizeze că problema minorilor aflați în astfel de situații nu trebuie tratată ca cea a adulților. Pentru mine, problema minorilor este o problemă mai vulnerabilă și nu aș vrea să o tratez ca și cum aș afla într-o situație ce vizează adulții. În România, dumneavoastră știți foarte bine, sunt probleme și probleme majore. Nu numai pe aspecte ce țin de protecția copilului, aflat în dificultate, dar și la modul general, pentru familii, nu numai familiile organizate, pentru că minorul până la 18 ani se află în custodia părinților. Dar de cele mai multe ori, să știți foarte bine, familia noastră nu mai este în tot. Părinții sunt nevoiți să plece și sunt plecați la muncă, în străinătate. De multe ori ei rămân în supravegherea, în îngrijirea bunicilor sau altor persoane. Și de aici apar derapaje de supraveghere și în unele situații triste cu consecințe de natură penală. Vicepreședintele Tribunalului Vrancea, Sândina Mariana Croitoru, a ținut să precizeze că noua legislație în materie penală vine cu prevederi clare în ceea ce privește măsurile neprivative și privative de libertate, dar și cu faptul că se pune un mai mare accent pe latura educativă. Legislativ, pe noile dispoziții penale, se acordă o mai bună protecție juridică și nu un regim sancționatoriu drastic. Practic, ca să concluzione, adică să rezum, se urmește foarte mult sfera aceasta mai umană, educativă și mai puțin cea sancționatorie. În primul rând, sancțiunile. Minorii nu mai pot fi sancționați cu închisoarea, ci li se aplică dacă au peste 16 ani, iar între 14 și 16 ani, doar dacă au discernământ, numai măsuri educative. Unele sunt neprivative de libertate, de exemplu, stagiul de formare civică, maxim 4 luni, supravegherea între 2 și 6 luni, consemnarea la sfârșit de săptămână, 4-12 săptămâni, asistarea zilnică între 3 și 6 luni, altele sunt privative de libertate și vizează, în mod special, minorii sancționați în trecut. Și a doua ipoteză, dacă pedeapsa legală este mai mare de 7 ani, avem internarea într-un centru educativ pe o perioadă de minim un an, maxim 3 ani. Internarea într-un centru de detenție minim 2 ani, maxim 5 ani sau 5 și 15 ani. Noi deja colaborăm cu pachetele din județul Vrancea, avem deja desemnat un psiholog care se ocupă și participă la toate cauzele care implică audierea minorilor sau în diferitele faze de cercetare penală și ne vom implica de fiecare dată când vor fi cauze cu minori. De asemenea, ne vom avea în vedere ca toate cauzele sau eu știu, dacă sunt situații care implică competența noastră ca Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, să le ducem la capăt fără niciun fel de problemă și cu tot aportul care se cuvine conform competenței. Ca o noutate ar fi că în referatul de evaluare pe care noi îl întocmim acum, facem propuneri cu privire la măsura educativă pe care o considerăm oportună pentru minor, în urma evaluării pe care o realizăm, natura și durata programelor și alte obligații ce pot fi impuse minorului. Și atunci judecătorul poate avea în vedere, atunci când stabilește obligația, evaluarea pe care noi o realizăm în faza presentențială.
Mariana Croitoru a subliniat faptul că este foarte important ca la nivelul unităților de învățământ, la orele de dirigenție și chiar la clasele mai mici, elevii să beneficieze de o minimă educație juridică. Penitenciarul Focșani pune la dispoziție angajatorilor persoane private de libertate pentru a lucra în domeniul amenajărilor interioare, în salubritate sau la spații verzi. Acest proiect este organizat la nivel național de către Administrația Națională a Penitenciarelor în vederea integrării pe piața muncii a deținuților. Agenții economici vrânceni, care au nevoie de forță de muncă necalificată, dar și calificată, pot încheia contracte de prestări servicii cu Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile teritoriale, în condițiile legii privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. În acest sens, lista cuprinde locuri de muncă pentru deținuții fără calificare în domenii precum construcții, salubrizare, reciclare, întreținere și amenajare spații verzi. De asemenea, angajatorii pot solicita forțe de muncă din sistemul penitenciar și în domeniul timplăriei doar calificați. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea vă face cunoscut faptul că Administrația Națională a Penitenciarelor, prin intermediul unităților teritoriale, își manifestă disponibilitatea de a pune la dispoziție agenților economici din județul Vrancea oferta de forță de muncă specială asigurată de persoane private de libertate în baza unui contract de prestări servicii în condițiile legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor private de libertate dispuse de organele judiciare în cadrul proceselor penale. Astfel, unitățile de detenție pot pune la dispoziție persoane private de libertate pentru desfășurarea unor activități necalificate, de exemplu, în construcții, salubrizare, reciclare, întreținere și amenajare spații verzi. Un avantaj al angajării deținuților pe bază de contract de prestări servicii constă în faptul că paza și hrana sunt asigurate de către administrația penitenciarului, fără a implica alte costuri din partea beneficiarului. Asociația Speranța Andrade a marcat pentru al patrulea an consecutiv Marșul Autismului. Sute de participanți au colindat străzile Focșaniului pentru a atrage atenția asupra importanței implicării societății în sprijinirea bolnavilor de autism. Coloana de participanți, tineri, adulți, dar și copii, toți cu baloane albastre în mâini, a pornit aseară de la sediul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamna. A străbătut Bulevardul Cuzavodă, a ajuns în Piața Unirii pentru ca apoi să se oprească în Piața Teatrului pentru momentul final, acela în care baloanele albastre au fost eliberate către cer. În cadrul Asociației Speranța Andradei beneficiază de sprijin aproximativ 100 de copii și tineri cu autism. Pentru aceștia, dar și pentru toți ceilalți copii cu nevoi speciale din Vrancea și din întreaga țară, participanții au mărșăluit ieri pe străzile din Focșani. De 4 ani organizăm această acțiune și sperăm din tot sufletul să devină o tradiție și pentru municipiul Focșani. Încă de aseară, Teatrul Municipal este luminat în albastru, în semn de solidaritate pentru copiii și părinții copiilor și adulții cu autism. Sperăm să tragem un semnal de alarmă, pentru că din an în an cazurile depistate de autism devin tot mai dese. Cred că ați văzut în Fluturaș, deja în 2013, un copil din 50 se naște cu această cumplită boală. Crezi că va avea impact asupra oamenilor? Noi sperăm din tot sufletul. Dorința noastră este ca acești copii să nu fie priviți ca niște persoane non grata, să fie priviți ca orice alți copii, să aibă parte de o copilărie frumoasă și fericită, așa cum trebuie să aibă toți copiii din lume. Participanții la marș au fost impresionați de reacția pozitivă a focșănenilor și speră că, prin gestul lor, vor reuși să-i facă pe oameni să se aplece mai mult asupra problemelor cu care se confruntă copiii cu autism, dar și familiile acestora. Impresionant, ca de obicei am participat și anul trecut și sunt foarte încântată. De aceea Școala Pozițională Carol Davila nu ratează nicio ocazie de a se implica în aceste activități. Crezi că va avea impact asupra oamenilor? Sigur, orice activitate de genul are impact. Foarte, foarte bine și ne bucurăm că am participat la o asemenea activitate. Crezi că va fi de impact pentru oameni? Da, am înțeles că a fost și anul trecut activitatea și sper să că va fi și la anul. Mi-a plăcut foarte mult și am fost încântați că am luat parte la această activitate pentru al 4-lea an consecutiv de când Consiliul Județean Elevilor Vrancea este partener. Consider că este foarte importantă această activitate pentru conștientizarea și promovarea copiilor cu autism. A ieșit foarte bine, ne bucurăm că au fost prezenți peste 400 de oameni. Este un motiv de bucurie, într-adevăr. Și sperăm că vom lua parte și anul viitor la această activitate cu bucurie.
Marșul autismului a fost organizat la Focșani pentru a marca Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Se caută culegători de mazăre în Danemarca și în Portugalia. Contractele sunt pe perioade limitate, iar salariul minim net este de 500 de euro, la care se adaugă cazarea și bonificațiile pentru masă. Culegătorii vor lucra în Portugalia în perioada 15 aprilie-10 iunie, în Danemarca între 10 iunie și 1 septembrie și iar în Portugalia între 3 septembrie și 20 decembrie. În aceste țări sunt disponibile 50 de locuri persoanelor dornice să lucreze la culesul mazării. Cei interesați trebuie să aibă cel puțin vârsta de 18 ani împliniți și să fie dispuși să lucreze în condiții grele și după un program flexibil. Foarte important pentru toți cei care vor aplica în cadrul acestui program de recrutare, disponibil prin AJOFM Vrancea, vor trebui să fie vorbitori de limba engleză nivel mediu. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea face cunoscut persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă faptul că avem oferte din Danemarca pentru locuri de muncă pentru culegători de mazăre. Locurile de muncă sunt în Danemarca și în Portugalia. Este necesară cunoașterea limbii engleze la nivel mediu, iar oferta expiră pe 3 aprilie 2014. Câteva detalii. Culegătorii vor lucra în Portugalia în perioada 15 aprilie-10 iunie, în Danemarca între 10 iunie și 1 septembrie și iarăși în Portugalia între 1 septembrie și 20 decembrie 2014. Vârsta minimă este de 18 ani, condițiile sunt destul de grele, munca fizică este grea, indiferent de climă. Experiența în muncile agricole constituie un avantaj. În Portugalia cazarea se va face fie la hotel, fie în apartamente, cu dușuri, cu băi, cu diferite locuri unde oamenii își pot face activitățile. În Danemarca salariul este în jur de 0,6 euro net pe kilogram. În Portugalia plata este de 507 euro plus bani de concediu plus bonusuri de masă. Cei care doresc să aplice să se prezinte la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea pentru a le face cunoscută oferta detaliată și pentru a le spune care este adresa de mail unde trebuie să aplice. Persoanele interesate de oferta de lucru sunt așteptate să depună un CV model Europass redactat în limba engleză pe adresa de e-mail work@greenpeace.dk. Detalii suplimentare despre oferta de lucru disponibilă în Danemarca și Portugalia sunt disponibile la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Mâine seara, începând cu ora 18, veți putea urmări în cadrul emisiunii Maestri în reluare un interviu realizat cu actrița Florina Cercel. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla în general moderat, temperaturile minime se vor încadra între 3 și 5 grade Celsius, iar cele maxime între 8 și 10 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai frumos. La revedere!